la Craiova. Gazdele la care nu joacă în continuare Achim și Bauza, care sunt accidentați, iar Ondan și Bușu sunt doar rezerve. Gazdele încep cu Robert Popa în poartă, Negru, Kovacic, Gaic și Huygebert în apărare. Lipsește și Albu, un alt fotbalist important, de regulă capitanul echipei. La mijloc, Casamoah, Marche, Betten. În atac, Van Durmen, CDB și Claudiu Bălan. Runda trecută, FC-ul Craiova a câștigat primul meci sub conducerea lui Stoican, 2-1 cu Gazmetan Mediaș, golul marcat de Bălan și de Raicea. În schimb, Șepși nu se regăsește. Șepși în poartă cu Nițui, Radislav Dimitrov, Ninai, Mitrea și Andres Dumitrescu în apărare. Dat prezentat FIFA de un an, greșelile majore, decisive, au început să se strângă în dreptul lui. Să sperăm că astăzi va avea un arbitraj bun. Un prim fault asupra lui Ștefan Așkovski, internaționalul macedonean, care în ultima vreme nu mai joacă titular în reprezentativ, să fie departe de forma arătată sezonul trecut. Atunci a terminat până a terminat pe locul 4, mare ocazie pentru Bălan. Se opune Nițui, Bălan s-a inserat în spatele lui Ninai. Aici CDB nu profită de o altă șansă. În ultimii ani de două ori această competiție. Bate Așakbar, nu centrează rău Mitrea. Ce ocazie și pentru Șepși, luptat de cap a fundașului golgheter. Aici Așakbar, Așakbar, șut de via, gol! Cred că este autogolul lui Gaici. Așakbar continuă să puncteze în cupă, 1-0 pentru Șepși din minutul 38, dar este o mare greșeală făcută de mijlocașii centrali ai lui Stoican, a lui Șepși, nu trebuia lăsat acolo între linii. Eroare mare făcută de Asamoah. Și devierea lui Gaici cred că este decisivă. Dar golul lui aparține lui Așakbar, pentru că mingea s-ar fi dus oricum pe spațiul porții. Huygebert. Centrare, preluarea lui Bălan din întoarcere. Ce ocazie! În ultima clipă salvează situația Dumitrescu. Era un balon pe care îl urmăreau Hugo Vieira și CDB. Pasă foarte bună lui Ștefănescu, Așakbar, Așakbar, Lucasen, două fente, Lucasen pătrunde, Așkovski. Putea, cred, să încheie lupta pentru calificare. Centrare foarte slabă lui Ondan și totuși va fi corner? Se pare că da. Balon respins prost, un cadou pe care îl primește aici FC-ul Craiova. Kovacic și Nițui. Încep și nervii. Nițui are deja galben. Mitrea sare acolo să-și apere portarul. Vine și Șunșucov. Vine și fiorosul Branislav Ninai. O partidă liniștită se transformă într-una complicată pe acest final pentru Barbu. Da, Nițui este eliminat și atenție, Șepși nu mai are la dispoziție niciun portar. A mai luat cineva roșu. Nu cred că CDB. Intră în poarta Ganović. În acest moment orice șut spre spațiul porții este periculos. Bine, nu de ce apăra Ganović. Vedem acolo în poartă un jucător mai înalt și un Șucov eventual. Ganović are puțin peste 1,70 m. Este respins de pe un. Bușu era în poziție de offside. Și foarte probabil Șepși Sfântul Gheorghe obține calificarea în sferturi. Echipa calificată se va decide de la ora 9. Poli Timișoara, Rapid. Meciul se termină. Victorie pentru Șepși, meritată, aș spune eu. Finalul de meci a fost cel dramatic, cu atâta duritate din partea lui Marian Barbu. Probabil că el a observat ceva în acel mele pe care eu nu l-am văzut. Două eliminări și un meci prelungit destul de mult.
Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.